Consiliul Universitar de Preva a fost reprezentat la competiția de la Istanbul de doi sportivi. Despre cine e vorba și ce au realizat? Da, am fost reprezentat de doi sportivi, de Sergiu Cristian la 61 de kilograme. A ajuns în sferturile de finală, unde a pierdut la reprezentantul din Azerbaijan, iar acesta a pierdut în finală la reprezentantul din Republica Moldova și a ieșit de competiție. Angela Alexandra ne-a reprezentat și de la aceasta în Rio, a reușit să câștige medalia de bronz, o medalie muncită, dar câteodată care ne dă satisfacția că suntem pe drumul cel bun. Piatra de încercare, putem spune că a fost primul meci? Da, pentru că am întâlnit norvegianca, care este o sportivă titrată, participantă la Jocurile Olimpice de la Rio. Și anul trecut am întâlnit-o în finala mică, tot pe această norvegiancă, pe care a depășit-o la ultima acțiune, la un challenge care ne-a fost favorabil nou. Iar de data aceasta am câștigat tot cu emoții, 2-0, un scor foarte strâns. Dar Alexandra a reușit să rămână în picioare și să o domine la nivel psihic și fizic. În semifinale a întâlnit o sportivă titrată, se putea mai mult, se putea să o depășească? În momentul de față suntem aproape de această sportivă, este vorba de Fanta Laroc, o reprezentantă a Franței, care are un palmares foarte bogat, deși este la fel de tânără ca și Alexandra. Cred că puteam obține mai mult din acest meci pe care l-am avut, dar emoțiile poate și-au spus cuvântul de data aceasta și poate lipsa de încredere că atunci nu a putut să câștige în fața ei. Eu cred că este la fel de valorată și Alexandra ca și această sportivă de culoare, la rog, care cred că va fi calificată la Olimpiadă și va face o figură frumoasă acolo. Sper că Alexandra se ridice în viitor apropiat la nivelul ei și chiar să o depășească. Avem toate premisele. A fost o explozie, Alexandra, în ultimul an jumătate, 5 medalii. Cât de greu a fost să ajungeți la aceste rezultate? Da, sunt ce timp? După muncă de mai bine de 10 ani de când a intrat în sala de sport, au început să apară și rezultatele. Cred că e important este liniștea sufletească pentru ea. Are o situație mai bună de data aceasta acum, s-a eliberat de tot stresul. Oamenii sunt alături de ea și încercăm să o susținem din toate punctele de vedere. Iar lucrul acesta s-a văzut în anul acesta care a trecut. Să strângi 5 medalii la campionate mari nu este la îndemâna oricui să te întorci la fiecare competiție cu medalii. Spuneați că și noi craiovenii putem avea un motiv de mândrie, luna mai a fost pe locul 2 în topul mondial. Da, în fiecare lună se face un clasament mondial, iar Alexandra a fost clasată pe poziția a doua la categoria ei și după acesta ne face că să ne bucurăm, să ne mândrim și să ne dea speranțe că va rămâne în top pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Acum are o mică pauză, deja dumneavoastră bănesc că vă gândiți la competițiile următoare din toamnă, destul de importante. Da, are o pauză în care trebuie să descarce, aproape de 3 săptămâni. Urmează un campionat național în luna iulie, dar nu ne facem probleme. Trebuie să urmăm cu rigoare programul pe care l-am stabilit la începutul anului și într-adevăr, în luna octombrie ne așteaptă un test foarte greu în Ungaria, la Budapesta, campionatul mondial de seniori. Iar în luna noiembrie trebuie să prindem formă pentru că nu vrem să ne facem de râs în fața suporterilor din România pentru că avem campionatul mondial 23 la București.